M-am gândit că poate v-ar plăcea să vedeți din programul de sare, de seară, de zăpadă pe care îl oferă iarna la Galați. Este dezghețat, nici temperatura nu este foarte dură, este circulabil, e curat, s-a dat cu sare. Deci autoritățile, domn primar lucrează. Și mi-am spus că de la intrarea în oraș, nu? Înspre partea asta a orașului care merg acum, înspre Țiglina, să vedeți împreună cu mine cum arată. Bine, suportați și ideea că am parbrizul puțin cam înghețat și din perspectiva asta, sincer, îmi cer scuze. Sunt cam leneș, dar am stat mai mult la birou și am constatat că mașina era acoperită cu gheață, dar se pot vedea cel puțin pe poveștile laterale până când mi se dezgheață strașnic parbrizul. Da, și să încălzească și puțin motorul ca să puteți beneficia de un parbriz frumos și de luminile orașului. Anul ăsta, sensul stagiatoriu a fost văduvit. Nu i s-a ornat nimic corespunzător care să îl facă. Dar de altfel, multe dintre sensurile giratoare din oraș nu au fost ornate. S-a preferat formula aceea de aur extrem de scumpă, care a tot fost discutată. Am discutat-o și eu, n-aș mai vrea să reau, că mi este silă. De altfel, e un moment aniversar la nivel de Galați, prin faptul că România este președinția Uniunii Europene. Să vedem dacă asta înseamnă și un ban în plus, pentru că tot prin oraș am văzut, s-au cam mărit costurile vieții și implicit văd de la ianuarie, după care și de la 20 decembrie, a crescut prețul la mâncare. Nu cred că are vreo legătură cu cei 360.000 de porci uciși sub imperiul emoției gripei pestei porcine. Nu cred, nu cred. Acum deja au trecut la anihilarea ouălelor. Parcă astăzi am auzit despre 6.000 de ouă anihilate prin Oltenia. Poate că are vreo legătură, nu știu. E un plan. La sfârșit am înțeles din elementele astea apocaliptice că vor fierbe mările. Se tot vorbește, văd, despre încălzirea globală și nu se iartă ideea mărilor de a fi calde. Oricum, de-a lungul verilor, știți foarte bine că au fost destule momente când peștii sărmani nu au avut oxigen și fierbeau în apă. Acum, îndrept spre McDonald's, peisajul e de iarnă, e frumos, aerul este curat. E interesant, șoselele sunt curate, nu și drumurile. Aici e o întreagă poveste, elementele de anecdotică dintre obligativitate, hotărârile Consiliului Local, amenzile aferente, simțul civic. E o poveste foarte plină de ezoterism, care nu cred că aș fi în stare să o rezolv, dar nu pot vedea decât că și în dreptul instituțiilor ale administrației zăpada e la fel de mare pe trotoare. Mă refer, uite, cum am trecut pe lângă sala sporturilor, unde nu lipsește zăpada abundentă. Deci nici acolo, nici autoritățile nu curțe. Ar trebui să-și dea singure amendă, nu? Am ajuns la McDonald's. La McDonald's poporul e la rând. Mănâncă junk food-ul disperat. Pentru unii este sărbătoarea vieții, de parcă ar mânca pe Dumnezeu de hrană din frigider. Mă rog, am ajuns în dreptul Brăilei. Cred că au dispărut, sau mi se pare mie, ornamentele stradale, sau n-au fost. Nici nu știu ce să spun. Cert este că acum cobor, mă îndrept între ultimul leu, nu mai e nici umbră de ornament. E 11. Breton primar, dar să știți că mai sunt ăștia cu Crăciunul pe vechi. Adică aveți chiar comunitate de oameni care sunt cu Crăciunul pe vechi. Poate că ar fi meritat și ei să fie onorați și luați în calcul. Ca minoritate, cel puțin. Mă rog că ei au o minoritate numerică, dar majoritate sufletească și corect așa ar fi fost. În definitiv, ce contează, nu? Nu contează. Când suntem proprietari primăriei, totul e perfect. E, și acum mă apropii de ultimul leu.
Da, s-au scos ornamentele. Dar harnici sunt băieții ăștia din administrație, pe cuvântul meu, deci. Chiar sunt harnici. De fățuit tufele, de-a lungul verii nu le-au fățuit. Însă acum să dea jos toate ornamentele, ferească Dumnezeu. Au păstrat-o însă pe asta, uitați-vă, din zona Țiglina, unde totul e ca pe vechi. Adică ăștia care, stimați trăitori ai creștinismului imperit vechi, vă puteți bucura, vă urcați în mașină și vă zgânțuiți pe șosea, mergeți prin pe zona centrală, pentru că pe aici șoseaua n-a fost încă văduvită de luminile de Crăciun și de sărbători de iarnă. Zăpada este strânsă, e o oarecare formă de floșcăială, cert este că nu participă numai eroismul lucrătorilor la dezăpezire, ci și contextul acesta al temperaturilor. Temperaturile nu sunt foarte scăzute. Afară nu este rece, așa cum ar fi trebuit, dar oricum, na. Sincer să fiu, nici nu mă omor după ideea de a fi foarte rece. Nu știu câți mai sunt amatori de așa ceva. Am văzut săracul trist un copil astăzi cu o săniuță, o trăgea pe un trotuar, pentru că nu ieșise combinația. Nu era în așteptări să-și scoată și el vreo aventură, cum aveam noi în copilărie, cu săniuțele. Vă mai duceți aminte? Câte derdelușuri erau prin oraș. Eu sunt crescut în Brăila, eram bandit. Speculam și de cele din Brăila și de cele din Galați. Că veneam și mă dădeam și pe vaduri aici, mă dădeam și în josul orașului, pe lângă ICE Pronav. Mă dădeam, unde mai era? Pe la CFR, era iar derdeluș, pe unde era cazinoul, cei care vă mai aduceți aminte, da? Ce grozav, Dumnezeule! Iar derdelușele astea care se făceau aici la intrarea în oraș, spre Brăila, erau extraordinare. Deci am destule amintiri vis-a-vis de derdeluș, derdelușul din Țiglina, din dreptul Bacului. Wow, ce grozav! Pe cuvânt, deci grozăvenii, orașul ăsta era un paradis al derdelușului. Era o minunăție dintre asta și erau și blocuri în construcții și te mai jucai pe acolo. Bine că era inconștient și riscant că puteai să cazi dracul într-o groapă, să-ți mai înfigă vreun fier în picior sau un buci. Asta e o chestie secundară. Cert este că oricum era orașul ăsta e grozav, pe cuvântul meu, frumusețe deloc. E, și din perspectiva asta, derdelușele în copilărie, Dumnezeule, sau mă apropii acum de povestea asta unde era lactata, îi spunea, parcă, nu mai știu, e vis-a-vis de trei stari, era magazinul de lapte, Icilu, din Galați. Și se făcea un poșgheț dintre ăsta de gheață, o poveste cam de aici, de unde scrie agenția de turism, până în dreptul colțului te dădeai, bine, mai cădeai și pe jos să fie primit. Dar era, gheața era senzațională, era o oglindă dintre ăsta de gheață, pe care chiar o puteai fructifica, atât de grozavă era. De când a venit turcul ăsta și a scris aici, la un moment dat, ăsta era magazin de plănuri, dacă nu mă înșel. Și l-a făcut repede după comunism, l-a făcut magazin de pâine turcească. Pâinea avea spate de Adidas. Ea mirosea frumos. Turcul era bandit, în definitiv. Comerciant, vindea porcării. Pâinea albă, un miez drahat, o coajă groasă, după când scotea el pâinea. Cred că lucrase în siderurgie înainte. Tasul l-a învățat potcoave și el s-a apucat de pâine. Ei, și te duceai, veneam din Țiglina apă jos, că nu mergeau, nu existau nimic. Și puf, cumpăram câte două pâini, trei. Una o mâncam de încădea greu la stomac, firește, pentru că n-aveai cum de altfel. Era încojită, dar în rest era o catastrofă de pâine, un dezastru, un dezmăț al răului intestinal. Și două pâini lăceam acasă, mama era îngrozită cum dracu de mâncam pâinea. Nici nu se cumpăra cu vechea pâine care era la Delmopan. Hai să fim cinstiți, deci cârnații ăștia fabricanți de pâine din oraș, neam de neamul lor, nici măcar n-au visat ei cât de gustoasă era pâinea socialistă aia comunistă. N-au ajuns tătuțule la nivelul la care să facă intermediara de atunci, franzela sau pâinea pătrată de un kilogram care era 4,50 lei. Nu există. Am tăiat-o spre corabia piraților, care este mai mult corabia cârnaților. E o chestie de corabia arestaților, o fată cu țâță de lemn și încă un băiat dintre ăsta care stă la timonă și rânjește. Restaurantul pustiu, la chinezesc mai mișcă ceva, mi-or le una pe chinezește, halala e bun, acolo recunosc. Și acum mă îndrept spre Elice, ne-a văduvit, domn premargat, ne-a luat luminile. Bre, da hap, sunt mai ești, dacă mai lăsai luminile, ce era, bre, n-auzi? Că în definitiv e 11, puteai să lași până începe școala luni, să se bucure și Plozești.
Că și așa săracii sunt văduviți. Au copilărie cu petarlaua de la cartela aia telefonică, unde el își bagă câte o tabletă, îl ține măsa legat, el devine săracul de mic, gras, adipos și nu știe el ce-i joaca, după aia îi scade imunitatea și îl mai îndoapă măsa și cu înghețăți și dulciuri false. E, să trăiești, domn primar, uite că l-a păstrat aici, pe lateral, în stânga. Aici e frumos, deci să știți, beneficiați de gustul iernii dacă mergeți în... Că cine știe când mai ține, nu? Să faceți o plimbărică între cele două blocuri, alea care duce până la Nespalata. Săracă, eu fi frig. Să pună niște cartoane peste ea. Uite, aici e frumos tare de tot, vă spun ce sit. Am fost aici puțin răcoare între blocuri, din cauza faptului că este între blocuri, soarele oricum ar bate. El bate câși, face umbră și acolo se mai conservă. Și microclimatul ăla e ca atare. În rest, parcă e la New York în condiții de tihnă. Numai că nu e la New York și nu e tihnă. Dar cam asta e tot. Ce să vă zic? Mai rămâne parcul să fie, că n-am fost, chiar n-am fost și l-am văzut numai din treacătul mașinii, frumos tare de tot. În rest, cred că ar merge o baie în Dunăre dacă aș avea și o țuică fiartă, pe cuvânt că m-aș risca. În definitiv, 5 minute în apă nu face decât să fie primănească. V-am pupat și poate ne auzim mai încolo.